Salut, prieteni, și bine v-am găsit la episodul 53 al podcastului 100% U. Venim după o scurtă pauză în care Universitatea Cluj a avut o perioadă destul de încărcată. Două meciuri, teren suspendat, jucători veniți, jucători plecați. Ca de obicei, nu trece o zi sau o săptămână fără să se întâmple ceva la U motiv pentru care avem destule de dezbătut în această săptămână împreună cu Alin Șutea. Salut Alina. Hai să începem așa pe scurt. Meciul cu Rapid a fost al doilea lui Eugen Neagoe. O prestație bună, dar până la urmă n-a rămas mare lucru. Salut prieteni, salut Vasile. Am jucat ca niciodată, am pierdut ca întotdeauna, practic. am jucat bine, matur, mai ales prima repriză și până la urmă am pierdut, adică oarecum așteptam să pierdem, așteptam să cădem fizic. Am jucat vreo 60 de minute cât am reușit să jucăm și cu voluntari și noi o să jucăm și apoi și cu Craiova, o să povestim și despre meciul acela. Un penalti care până la urmă a fost da, de VAR, uite că varul poate să-ți mai dea și decizii corecte, nu cum s-a întâmplat la voluntari. Un meci așa, fără istoric, adică până la urmă a contat atitudinea și din punctul meu de vedere atitudinea a fost, a fost bună, atitudinea jucătorilor universității. Am văzut niște jucători care au avut alt o altă fel de prestație, bine, mă gândesc la Eli în primul rând, Uh, și eu zic să mergem mai departe să vorbim de, despre meciul cu Craiova pentru că foarte multe lucruri pe care le-am uh, văzut în meciul cu Rapid uh, s-au confirmat în meciul cu Craiova. Spuneam de Eli, vă uh, spuneam de Chipciu care a făcut un uh, meci excelent, cel mai bun meci al lui. Mi așa mi s-a părut meciul cu Craiova în poziție de fundaș dreapta. Adică nu știu dacă prin aducerea lui Chipciu am câștigat o extremă, dar am uh, câștigat cu siguranță un fundaș dreapta. Uh, Aș fost și ales în echipa etapei pe, cifrele în stat. Meciul cu Craiova iarăși mi s-a părut solid. Extraordinar de solid, iarăși 4-0 puteai să ai în primele 25 de minute. Gol valabil din punctul meu de vedere uh, reluarea lui Filip respinsă de popa din spatele liniei porții, adică evident că portalul Craiovea nu are picioarele pe linie, dar corpul este în spatele liniei, varul cu Hațegan acolo nu a dat gol valabil, nu mai înțelege absolut nimic din varul ăsta românesc, dar chiar nimic. Din nou am pierdut fizic. Am, am pierdut uh, duelurile fizice după minutul 60, am căzut fizic. Cei care spuneau că s-a greșit mult cu pregătirea fizică în vară, se pare că aveau mare dreptate. Craiovenii în ultimile, nu știu, 30-25 de minute ne-au cam, uh, ne -au cam fugărit. După prima repriză sunt două puncte pierdute cu Craiova, dar așa, per total, cred că e un rezultat echitabil. Însă ce rămâne până la urmă și ce e frustrant e că universitatea joacă bine, iar joacă bine, a jucat și cu Craiova, a jucat și cu Rapid. Cu siguranță o vom face și la Mioveni, asta urmează, dar universitatea nu câștigă, universitatea are doar 4 puncte în clasament și universitatea mi-aduce aminte de un sezon de tristă amintire, 2007-2008, când cu Adi Falub pe bancă, șepcile roșii adunau doar 4 puncte în 10 sau 11 partide. Să sperăm că nu ne, vom, că nu ne îndreptăm, că nu, nu, vom ajunge acolo, deși ne îndreptăm spre asta, așa că deja încep meciurile decisive pentru Cluj. Să sperăm că nu ajungem acolo și meciul cu Rapid apoi meciul cu Craiova sunt doar începutul unei serii de evoluții bune care se transformă și în rezultate, cum ai spus și tu. Atitudinea din meciul cu Rapid a fost cea pe care o așteptam. Meciul cu Craiova, iară, până aproape de final, la fel. 2-0-3-0-4-0 nu contează cât ar fi trebuit să fie, dar oricum Cluj ar fi trebuit să conducă și să-și asigure victoria înainte să cadă fizic. Și cum ai punctat și tu, aș fi insistat și eu exact pe aceeași idee. chipciu, fundaj dreapta, a făcut un meci senzațional, Mie mi se pare că de la începutul sezonului alături de Filip, e jucătorul cel mai bun din echipă oricum, am câștigat un jucător util pentru universitatea până la urmă. Dar după meciul cu Craiova, pe lângă discuțiile cu VAR, da, gol valabil zic și eu, acum varul ăsta românesc, spuneam noi data trecută că funcționează sau se activează dacă protestăm, n-a mai funcționat nici cu protestele degeaba. Au fost proteste de data asta suficientă, se pare că... Sau nu știu, poate trebuie să ca și când era, pe vremuri erau jocurile acelea în care trebuia să pești pe un buton foarte, foarte repede să câștigi punctaj. Poate și aici trebuia să, nu știu, să zici 20 de cuvinte pe secundă sau să protestezi vehement ca să-ți se activeze modul protest pentru vară. Da, cine știe cum funcționează, în orice caz nu prea ne ajută varul ăsta. Să sperăm că ne ajută jucătorii care sunt uh, acum în lot, că până la urmă meciul cu Craiova ne-a arătat și că în lot universității erau niște jucători de care unul mai are nevoie. Până la urmă Neagoie, antrenorul Eugen Neagoie a dat un semnal foarte clar în meciul cu Craiova. și a zis Boiciuc, mulțumesc frumos, te-am văzut, uh, m-am lămurit. La revedere. Mulțumim pentru Liga 2 și cam atât. Da, și a fost doar începutul. Boiciuc a fost, mă rog, primul despre care era clar că va părăsi universitatea, a urmat Hlistei. Baravica s-a plecat și el. Nu știu, mă aștept să mai, să mai urmeze sau măcar să, să, rămână pe bancă anumiți jucători. Odată cu venirea celor noi, până la urmă, la ora actuală știm de trei veniri 100%. Toată lumea așteaptă un atacant să vedem ce se va întâmpla acolo. Cum, cum vezi cele trei noi achiziții? Adică Universitatea s-a întărit în posturile în care unul dintre ele era clar deficitar la UCLUS, cel al portalului și celelalte două se pare că antrenorii au văzut că sunt probleme. Păi hai să luăm altfel. Portarul era clar că aveam nevoie, deși Gorcea, uite, Uh, ai spus tu de Kipciu de și de, de Filip, da, că au fost cei mai buni jucători ai universității de departe în aceste etape. Uh, mi se pare că Gorcea e alt om, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Sigur, uh, intervenții bune, prezent în joc, activ, uh, nu știu, poate toate discuțiile astea despre aducerea unui portar, și poate și iminentă venirea lui Iliev, despre care se discuta chiar înainte de meciul cu Craiova, poate l-au impulsionat, așa mi-e Gorcea, mi s-a părut că a făcut un meci foarte bun cu Craiova, uh, nu știu, unde, unde, se uită la fotbal cei care au considerat vinovați la meciul cu, cu la golul de la, la golul Iancu, adică, nu știu, Curtoa dacă ar scoate mingea aia, doar pentru care 2 metri, dar nici el, nu știu, dacă ar putea să scoate mingea aia, adică a fost o lovitură liberă bătută impecabil de jucătorul tenilor da, Gorcea e un jucător bun, aveam nevoie de un portar, oricum, constant un portar pe care să-l știm. Iliev e un jucător cu peste 30 de meciuri național Naționala Bulgariei, care a făcut meciuri foarte bune la Sibiu și care a jucat uh, un an bun la Astra, la, la Dinamo. Postul de fundaj dreapta, acolo era clar că Romeo nu are o concurență serioasă. Chipciu era o variantă bună, dar probabil că Negoi îl vede totuși mai util în banda în, în ofensivă. Vlădoi e un jucător care a jucat la Europeanul de tineret de acum 2 ani din Ungaria. E un jucător cu o ascensiune foarte bună la Craiova, A pierdut așa puțin trenul acum. Poate va reveni la forma lui. Deci e un jucător cu calitate. Iar Loran Filop e un fotbalist despre care se vorbea acum vreo 2 ani că e pe lista scurtă a Ungarie, Ungariei. Nacealea Ungariei care bate Anglia și joacă de la egal la egal cu marele forțe europene. Adică să, vedem cum naționala la Ungaria este o forță în Europa, așa cum naționala la România, este o forță doar dacă se compară cu Andorra sau cu Liechtenstein. Așa că e un jucător care a avut și el. Uh, uit, e un. Uh, a avut și el un, un moment foarte bun în carieră, dar e pe un regres de formă, însă cu calitate. Deci mi se pare așa un, un, un transfer bun, mai ales că e un jucător tânăr. Toți, adică și Vlădouiu, și uh, și. Uh, Filop uh, sunt jucători tineri, dar mai veni Horsia, care cred că va fi varianta pentru postul under 21 în banda dreaptă, uh, și atacantul la ora în care registrăm acest, uh, acest episod, uh, Mamadou iam uh, este un atacant uh, francez de origine senegaleză, a fost internațional senegalez ultima dată la ONC în Liga 2 din Franța, a jucat 35 de meciuri sezonul trecut cu 5 goluri marcate. Uh, a și fost la, la antrenamente, uh, se aștepta până, până joi la prânz rezultatele testelor medicale, din ce am înțeles, pentru a fi parafată înțelegerea, deci era aproape, aproape uh, încheiată, încheiată afacerea. Să sperăm că e atacantul de care avem nevoie. E un jucător care joacă atât vârf în pis cât și în benzi. Și am înțeles că se mai caută aducerea unui fundaș central. Se caută pe piața externă. Bineînțeles, putem aduce doar jucători liber de contract. Și odată cu venirea acestui fundaș central, cred că s-a încheiat campania de achiziții și e și normal să încheie, pentru că suntem aproape de finalul turului de campionat. Șocant sau nu, dar suntem aproape de finalul turului de campionat și timpul nu mai are răbdare cu noi. Da, timpul nu prea mai are răbdare cu Universitatea. Că, mai ai zis tu, patru puncte e mult prea puțin. Să sperăm că la începutul săptămânii viitoare discutăm despre șapte puncte după meciul cu Miovenia. În un meci în deplasare, o Cluj are mult mai multe meciuri în deplasare decât a calculat la începutul sezonului. Știm cu toți că Antold alungă Universitatea întotdeauna de pe Cluj Arena, dar de data asta Universitatea s-a trezit alungată din Cluj, nu doar de Antold, ci și de situația de la meciul cu Sepsi. Acolo e o discuție foarte largă și n-aș vrea să intrăm în extreme, pentru că extremele nu ne plac de nicio culoare. Cert este că Universitatea este prima echipă de pedepsită astfel de drastic pentru scandările xenofobe, să le recunoaștem ale, ale, peluzei și care nu sunt conforme cu neapărat cu tradiția, dar cu ideea Universității, pentru că avem foarte mulți jucători de nie maghiară care au însemnat noi pentru Universitatea și înseamnă. Bineînțeles că ele, scandalele nu la aceștia se refereau, ci la alte extreme din cealaltă țară, dar am zis că nu intrăm în zona aceasta de politică. Cert este, ce putem analiza, este sancțiunea pe care universitatea a primit-o, și aici putem să discutăm pe regulament. Odată am și notat noi pe pagina noastră de Facebook, arbitru Sebastian Colțescu. Uh, despre care știam că veneau, ave, veneau oarecum pregătiți pentru eventuale incidente, cei de la Federație se așteptau la așa ceva. Uh, Arbitrul Sebastian Colcescu, repet, uh, întrerupe partida la nici două minute sau poate mai puțin de un minut de când îi cere lui Romario să calmeze Peluza. Deci Romariu merge spre peluză, face semn să, să se potolească cu scandările, uh, nici nu mai așteaptă nici măcar un minut, iar uh, Sebastian Coțescu trimite jucătorii la vestiare, deși regulamentul spunea că trebuie să. Nu, sau nu știu că se, se precizează un interval neapărat, dar oricum ideea este că trebuie să lași un spațiu, nu de timp, între momentul în care calmezi Peluza și momentul în care întrerup jocul. Deci Coțescu își trimite jucătorii la vestiare. Uh, apoi se revine după 10 minute, nu se mai întâmplă absolut nimic, deci niciun fel de. se au doar încurajări pentru universitatea. Iar uh, sancțiunea din partea Comisiei de Disciplină vine la mai puțin de 48 de ore de față de meciul pe care trebuia să-l joci acasă, ceea ce este iarăși ieșit din comun. De obicei, sancțiunea se dă pe următorul meci, în condițiile în care tu deja ai vândut bilete, ești pregătit pentru... Adică totul mi s-a părut foarte bine, să spun regizat, dar foarte bine calculat. Hai să o zicem așa. Foarte bine calculat. Universitatea Cluj este un exemplu momentul de față, dar pe de altă parte este și un exemplu de bune practici, pentru că Universitatea Cluj are la fel de mulți jucători etnici maghiari în lot și probabil în primul 11, ca și SEPȘI, adică unul, care paradoxal e crescut tot de Universitatea, mă refer la rola Nițului. Da, e o situație care, cum spui și tu, Universitatea Cluj a fost dată exemplu. E clar. au fost. Nu și să de de... De exemplu voluntarius, spre exemplu, că nu conta pentru nimeni, fără supărare sau fără să jignesc pe, pe fanii echipei lui Pandele, dar nu puteai să dai exemplu voluntariu. Da, nu, n-ai, cum să dai exemplu voluntariu, că până la urmă, probabil și dacă se scandează diverse lucruri nepotrivite, nu le aude nimeni la cei șapte suporteri, să mă scuze, poate sunt chiar nouă. Lăsând gluma la o parte, Universitatea Cluj e clar dată ca exemplu și cred că cel mai supărător uh, e faptul că decizia asta a fost aplicată de azi pe mâine. Până la urmă, Universitatea Cluj vânduse bilete pentru meciul care urma să aibă loc pe Cluj Arena, a trebuit să schimbe tot planul, suporterii au trebuit să decidă ce fac, lasă banii la club, uh, își recuperează banii, cumpără bilete la media și, uh, cum ajung la... Antrenorul în... a trebuit să schimbe toată strategia, nu că una să vii la stadion de la hotel sau de acasă și alta să te duci 160 de km, 130 de km. Exact. Deci, până la urmă, totul a fost dat peste cap. Universitatea Cluj, în condițiile astea, până la urmă, a scos un rezultat bun cu Craiova. <laughs> Dar e așa un semnal de alarmă pe care cred că mulți l-au înțeles, că universitatea în continuare nu ne neapărat că nu e dorit în prima ligă. Clar că toată lumea își dorește o echipă ca universitatea în prima ligă, dar așa un fel de... Vedeți-vă de lungul nasului că voi sunteți încă nou promovați, nu? Lăsați-ne să ne facem noi lucrurile cum le știm și voi ocupați-vă de fotbal. Dacă dați goluri bine, dacă nu mai lăsați-ne în pace, nu comentați, Nu, nu vă împotriviți, deciziilor și așa mai departe. Nu comentați de var, că până la urmă să nu uităm. Universitatea Cluj e echipa care s-a plâns cel mai mult de var și de greșelile flagrante ale arbitrilor în acest sezon. Deci asta e oarecum răspunsul la toate lucrurile astea. Am văzut chiar o analiză făcută de colegii de la Gazeta Sporturilor. Din nou greșeli flagrante comise de var în acest sezon trei sunt împotriva Universității Cluj, adică 33%, bă, 33 dintre, dintre greșelile comise din cauza varului sunt împotriva Universității Cluj. Spuneai ei mai devreme că cam toată lumea dorește Universitatea Cluj, bă, eu nu știu ce să zic, pentru că poate mai sunt și oameni care s-au temut așa de o echipă care vine cu vreo 20000 25 de oameni în spate cât au fost la ultimele meciuri la Universității Cluj în Liga 2 și poate era mai convenabil pentru ei ca echipa asta să nu joace foarte mult în Cluj, nu? sau dacă joacă în Cluj să fie oarecum cenzurată pe cât posibil, ca să nu fie nevoie. Adică ni s-ar oarecum pisică, Eu așa, așa am simțit lucrul ăsta. Deci Universitatea Cluj în continuare deranjează într-un oraș în care se câștigă titluri, nu echipa care câștigă titluri, aduce 20-25 de de oameni la meciuri și alta. L am spus-o și înainte de meciul cu Craiova că sunt, eram convins că la meciul Craiova vom depăși 10.000 de oameni dacă se juca la pe Arena și sunt convins că așa era, în ciuda vremii oribile care a fost uh, vinerea trecută. Din păcate, uite că sunt nevoie să jucăm încă un meci uh, în deplasare și urmează două meciuri de 6 puncte fiecare, dacă îi să o luăm așa. Nu? La Mioveni, cu o echipă care a reușit să câștige ultima etapă, total uluitor. Apoi acasă, duminică, de la, de la ora 13, o oră foarte ciudată, așa, Întâlnim pe Chindia pe Târgoviște, deci două meciuri de șase puncte fiecare, duminică 18 septembrie, ca să nu se înțeleagă greșit. Iar apoi urmează pauza competițională din cauza meciului naționale. Deci Universitatea Cluj este în situația în care trebuie să câștige ambele partide pentru a intra în lupta pentru evitarea turadării. Fapt, nu imposibil, dar foarte greu, mai ales dacă nu marchezi. Dacă nu marchezi și dacă... Oamenii care se uită la meciuri din cabina VAR sau de unde se uită nu sunt atenți. Eu sper că totuși situația se va îndrepta și că la următoarea situație în care Universitatea Cluj va avea o fază, hai să zicem, neclară la început, dar clară apoi pe imagini, cum a fost în cele, cum ai spus tu, trei situații evidente, să și beneficieze de ceea ce merită. Până la urmă, șase puncte trebuie să vină în cotul universității după următoarele două partide pentru că pauza asta să fie cât de cât liniștită. Niciodată nu va fi 100% liniște la UDA, cu 10 puncte parcă altfel se vede lumea decât cu 4. Evident, evident. Și dacă ne uităm pe uh, cum arată clasamentul în partea lui inferioară, o să vedem că acolo găsim echipe pe cum FCSB și CS Universitatea Craiova, care cu siguranță vor urca. Adică, na, uh, echipele astea care rămân în lupta pentru evitarea troadării vor fi din ce în ce mai puține. Simt că Petrolul și Hermastad, la care să fim serioși ne așteptam să se desumfle la un moment dat, nu, nu doar că n-au făcut-o, dar s-au umflat suficient încât să ajungă în zona podiumului. Ceea ce este cu atât mai dificil pentru universitatea. Uh, petrolul și hermășitatea ocupă în acest moment lucrurile 3 și 4, și bine, au și meci mai puțin disputat. Iar în partea de jos a clasamentului vedem FCSB pe 13, bine, cu două meciuri mai puține, și, și FC Craiova care probabil că va mai urca mult. Cealaltă echipă din oraș este iarăși în partea, în zona play-out, mai degrabă adică, în zona play-off, deci n-ar -ar, -ar strica să, să avem mai mult pragmatism în joc și să reușim să obținem puncte, pentru că altfel vom începe să avem emoții, să ne gândim la un nedorit baraj. Naiba știe cu cine. Fi amuzant să joci un baraj cu Deju pentru promovarea retroadare. Bine, e foarte devreme să vorbim despre asta, dar oricât e cazul să obține, să, să, vină victorile, e oarecum nenegociabil, nu? Absolut. La fel cum e negociabil o altă situație care, de care se vorbește mult în ultimele zile la Universitatea Cluj și la care chiar și clubul a reacționat destul de vehement, cum l a făcut-o în alte situații, Vorbeam noi într-un episod anterior de Ioan Mărginian și de umbra acestui personaj asupra clubului. Nenegociabil din punctul de vedere al tuturor suporterilor e că acest Ioan Mărginian are ce să caute la Ucluj. Comunicatul conducerii spune clar că el nu este sub nicio formă la Ucluj. Sunt curios când se vor liniști apele și toată lumea își va putea vedea de Ceea ce contează, și anume echipa să meargă bine și să adune puncte. Da, acum din toate informațiile pe care le avem, și noi din cadrul clubului, care am văzut uh, inclusiv o postare a lui Mihai Hosu exact pe aceeași temă, Mărginea nu mai are neapărat nicio implicare. Nu că ar fi avut în ultima perioadă o implicare foarte mare, a fost foarte ciudat acel moment, și uh, conjunctural, momentul acela în care el a întâmpinat pe, pe Eugenia Neagoie, a fost probabil și un joc de-a lui pentru a atrage atenția. Știu că Ioan Mărginean și-ar dori și ar fi dorit, bineînțeles, să facă parte din. să aibă un cuvânt de spus la Ucluj. Tu că și propus un alt antrenor pe, pe, pe Leo Grozavu. Acum, faptul că se mai aruncă așa câte o șopârlă din stânga sau din dreapta, ne-am obișnuit și cu astea. Însă, din câte știi în momentul ăsta, Ioan Mărginea nu are și atâta vreme cât uh, există actuala conducere, nu cred că va avea vreodată un cuvânt de spus la o ceea ce este bine. A fost, cred că a fost suficient parte din acest club, fără să supere pe noi. A avut foarte multe fise și înainte de Walter, și după Walter, și în perioada Walter și în perioada în care era singur și în toate perioadele, vreo 10 ani de zile, cred că e momentul să renunțe la ideea de a, mai, de a se mai implica vreodată la Universitatea Cluj. Mai ales că știm foarte bine, niciun dintre suporterii universității nu doresc acolo. Cred că momentul acesta este destul de clar. Ceea ce își doresc suporterii universității e mult mai simplu. Un joc bun, atitudine bună și cât mai multe victorii ca universitatea să iasă din groapa aceasta pe care singură și-a să în etapele care s-au scurs de la începutul campionatului. Nu ne rămâne decât să le ținem pumnii tuturor că acest obiectiv va fi și îndeplinit cât de repede, ca să putem discuta la următoarele episoade despre lucruri mai plăcute decât despre lipsa de goluri, decât despre var și așa mai departe, că oarecum parcă ne-am săturat de asta. Și oarecum a trecut cam mult timp de când am vorbit ultima dată despre victoria universității, era prin iunie acest an, deci undeva la 3 luni. Da mult. E vremea să vorbim despre o victorie. Săptămâna viitoare facem asta, după meciul cu Mioveni. Până atunci, dragi prieteni, mulțumim că ați fost alături de noi din nou și toate cele bune. Ne auzim curând. Haideu! Haideu!